Dacă lipim pantofii de pământ și legăm pe Austin de spatele autocarului și... Asta idee! Gândiți mai repede! S-a umplut internetul de știri cum că cineva a furat pantofii. Da, citește comentariile. Cine a furat pantofii nu merită nicio medalie și ar trebui să-i o dea prietenului său, spune Dez din Miami. Da. Cred că mai e un Dez în Miami. Dar a spus foarte bine ce a spus. Poate ar trebui să plecăm direct acasă. Găsim pe cineva acolo să scoată pantofii și îi înapoiem muzeului anonim. Bună idee, hai să plecăm. Oh, e important. Alo, sunt Trish de la Rosa, managerul superstar al vedetelor. Serios? Serios? Oh, fabulosa! Ne vedem curând. Deci, ce? Cu serios? Serios? Și cu fantabulos? Și cu... Mai știți surpriza la care lucram? Ei bine, Austin va cânta diseară pentru un VIP. Nu pot! Trebuie să părăsim orașul înainte să fiu văzut așa. N-ai de ales! Concertul e pentru președintele Statelor Unite! Președinte? Vorbesc serios? Conducătorul lumii libere vrea să mă vadă cântând? Da! E un mare fan al tău pentru că ești un adevărat model pentru tineri! Stai, ce faci cu pantofii? Liniștește-te! Nu te panică! Vreau să mă asigur, vorbim de președintele acestor State Unite? Da! Bine, ne putem panica! Eu primul! Concertul pentru președinte e peste o oră. N-avem timp să scoatem pantofii. Nu-l pot anula pe președinte. E legală treaba asta? Păi, nu poți să cânți așa. Toată planeta caută hoțul pantofilor argintii. Băi, ce greu se pronunță. Hoțul pantofilor argintii. Hoțul pantofilor. Alo, concentrați-ne, moț. Să spună careva că are o super idee. Am o idee super. Bine, o să reformulez. Cineva chiar are o super idee și îmi spune că are o super idee. Oh. Stați! Cred că am o super idee! Ai? O, da! E așa bună că nimeni nu va ști că Austin e moțul pantofilor argintii! Oh, credeam că am învățat! Moțul pantofilor argintii! Moțul pantofilor argintii! Moțul pantofilor argintii! Moțul pantofilor argintii! Uită-te la el! Arată așa... prezidențial! Îi țin pumnii să iasă bine. Degetele de la mâini, picioare, mâinile și ochii. Cei mai mari cântăriți ai lumii au cântat pentru președinte. Trebuie să intru niște pantofi foarte mari. Așa că m-am gândit să port niște pantofi foarte mari. Don't look down, 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 down. Austin și Ellie se întorc. Dar nu în același loc. Ellie, ai venit? Wow, chiar că e dor de Ellie. Sau îi plac agenții de bază. Iar Ellie are propriile ei probleme. Mai am o groază de melodii pe care mă chinui să le termin. Te-ai nevoie de câteva zile libere. E clar că au nevoie. O să fac, o să vin cu voi în turneu. Asta. Yeah! Unul de altul. Păi unde sunteți? Suntem la poarta 27. Și eu? Cum putem să fim la aceeași poartă, în același aeroport și să nu ne vedem? Dar oare vor reuși să se întâlnească? În care Portland sunteți? Portland, Oregon. Eu sunt în Portland, Maine. Sunt la 3000 de kilometri de voi. Aflați ce se întâmplă! Dar vreau să te văd. Și eu vreau să te văd. În noul sezon din Austin și Ellie. Începe pe 22 martie la 10:30, numai la Disney Channel.